Shalom și bine ai venit în Israel! Pentru cei care mă urmăriți, știți că îmi încep mereu videoclipurile spunând shalom. Dar ce înseamnă? Cuvântul shalom apare în Biblie de peste 200 de ori, iar astăzi vom înțelege sensul de bază, dar și secretele din spatele acestui cuvânt. Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel și dacă ești gata, hai să începem! Cel mai elementar mod de a traduce cuvântul shalom este pace. De asemenea, shalom este folosit ca salut până în ziua de astăzi. Deci când ajungi la casa unui prieten sau vezi pe cineva, poți să spui shalom. De asemenea, când pleci, poți folosi tot shalom. Deci super de bază, shalom poate fi pace, salut sau la revedere. Puțin peste nivelul de bază sunt expresiile cu shalom. De exemplu, shalom alehem. Este o expresie folosită în Biblie și înseamnă pacea fie asupra ta. Putem să o folosim și în viața de zi cu zi, însă este o formulă puțin mai țeapănă, formală, să zic așa. De asemenea, mai folosim cuvântul pentru ziua de sâmbătă, când spunem Shabbat Shalom sau o sâmbătă a păcii. Dar care este sensul cuvântului Shalom în Biblie? Are un sens de bază care înseamnă pacea în sensul absenței războiului, însă există și un alt sens mai profund. Iar pentru a percepe acest sens, trebuie să înțelegem rădăcina cuvântului shalom. Cuvintele în limba ebraică au ceea ce numim șoreș sau rădăcină, ceea ce înseamnă că sunt litere principale din interiorul cuvântului și cu aceste litere principale formăm cuvinte cu semnificații similare. Vreau să vă dau un exemplu, astfel încât să înțelegeți despre ce vorbesc. De acum încolo o să vedeți casete în lateral cu scrierea în limba ebraică, transliterarea și traducerea pentru ca să puteți să urmăriți despre ce vorbesc. Exemplul pe care vreau să ți-l dau este cuvântul Adama. Adama în ebraică înseamnă pământ, iar rădăcina acestui cuvânt sunt literele Alef, Dalet și Mem. Avem cuvinte diferite din aceeași rădăcină. De exemplu, cel care a fost creat din pământ a fost Adam, Adam fiind primul om. Și puteți vedea că sunt aceleași litere. Deci Adama și Adam au aceeași rădăcină și în interiorul lui Adam este dam, adică sânge. Așa că o parte din rădăcină formează cuvântul sânge. Deci avem pământul, iar din pământ avem pe Adam, iar înăuntru lui Adam avem sângele. Și sângele are culoarea Adom, iar țărâna aici, în Israel, în diferite locuri, este de culoare roșiatică. Prin urmare, Adom este roșu, ca și sângele lui Adam, și acesta a fost creat din pământ. Deci rădăcina cuvântului în ebraică are o legătură puternică, o legătură de sens. Revenind la oile noastre, care este rădăcina cuvântului shalom? Rădăcina cuvântului shalom sunt literele shin, lamed și mem, care este aceeași rădăcină ca și pentru cuvântul shalem, care înseamnă complet sau întreg. Înțelegem acum ce legătură puternică este între pace și întreg, între shalom și shalem, un lucru complet prin plenitudine. Biblia ne spune că regele Solomon îl va aduce pe shalom în templul din Ierusalim când termină de construit templul, adică el face din templul Ierusalimului ceva complet și așa îl aduce pe shalom la templu. Templul Ierusalimului este o structură gigantică și foarte complexă, cu mii de pietre și mii de piese care trebuiau să se potrivească perfect. Și numai când întreg templul a fost complet și toate piesele la locul lor, abia atunci putea funcționa. Iar când toate piesele sunt în armonie, acesta este un alt sens al cuvântului shalom. Deci când totul este în locul său, când totul este în armonie, locul sau persoana sau situația este în shalom. Apoi, în ce oraș a fost construit templul lui Solomon? A fost construit aici unde suntem, la Ierusalim. Ierusalim sau Ierushalaim? Ia vezi, care este rădăcina cuvântului? Ierushalaim, Shin, Lamed și Mem. Rădăcina cuvântului shalom se află în acest cuvânt. Vedem foarte bine legătura dintre numele orașului și cuvântul shalom, iar ir în limba ebraică înseamnă oraș. Prin urmare, Ierusalim este orașul shalom, orașul păcii, plenitudinii și armoniei. Ierusalim este orașul shalom. După cum vedem, cu aceeași rădăcină.
Să intrăm și mai adânc în sensul acestui cuvânt. Vreau să vorbesc despre o expresie pe care cred că majoritatea dintre voi ați auzit-o și apare în Isaia 9:6 sau 9:5, depinde de traducere, când Isaia vorbește despre prințul păcii sau domnul păcii, prințul de Shalom. Original în limba ebraică este Sar Shalom. Iar prima corecție pe care vreau să o fac este faptul că Sar nu este un prinț în realitate. Cuvântul Nasih este prinț, cuvântul Sar este ministru. Apropo, numele Sara vine chiar de la acest cuvânt, ministru. Astfel, ministrul păcii este acea persoană care, prin slujirea lui, urmează să aducă pacea. Iar Isaia se referă probabil la slujitorul lui Shalom, nu doar în sensul că va opri războaiele, dar că va aduce un lucru mult mai de preț. Este scris că acest prinț, domn al păcii, aduce lumină și va aduce bucurie și de asemenea că războaiele vor fi oprite, adică vorbește despre prințul păcii într-un mod mult mai profund. Nu este pur și simplu o pace care va opri războaiele, ci vorbește despre armonie, bucurie și lumină pentru lume. Acum că am înțeles toate acestea, vreau să mă întorc la începutul videoclipului nostru, unde am vorbit despre o expresie care spune Shalom Alehem. Pacea fie cu tine. Cel care a folosit această expresie a fost Isus. De exemplu, în Ioan 20:21, Isus le spune ucenicilor: pace vouă, așa cum m-a trimis Tatăl și eu vă trimit pe voi. Aceasta nu este doar o urare de a fi feriți de conflicte sau de a avea pacea tradițională, ci mesajul este mult mai profund: să fie întregi, împliniți și în armonie. Isus le încredințează misiunea de a lua ceea ce este fragmentat și incomplet în lume și de a contribui la restaurarea, la refacerea conexiunii cu Dumnezeu și cu ceilalți pentru a aduce mai multă armonie, plenitudine și pace în lume. Acesta este un mic exemplu de cuvânt care uneori poate părea simplu, dar sensul biblic al lui este atât de complex. Și așa că ori de câte ori sunt aici, vreau să vă doresc tuturor Shalom, plenitudine, armonie, conexiune cu ceilalți și cu Dumnezeu și desigur pacea tradițională. Am creat un formular pentru voi unde puteți să lăsați sugestii sau propuneri sau teme pe care doriți să le abordez. Las linkul în descrierea videoclipului și în primul comentariu. Shalom tuturor, vă salut și ne vedem data viitoare!